La sfârșitul lunii septembrie 2021, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, erau înregistrați peste 6.200 de șomeri, dintre care mai bine de 3.000 femei, rata șomajului fiind de 3,67%. Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,92%, în această lună acest indicator a înregistrat o scădere de 0,25 de puncte procentuale. Din totalul de 6.275 de persoane înregistrate în evidențele AJUFM Hunedoara, 3.140 erau beneficiari de indemnizație de șomaj, iar 3.135 erau neindemnizați. Pentru octombrie se așteaptă menținerea aceluiași trend, iar pentru luna în curs, deși previziunile erau destul de sumbre în privința numărului de concedieri, vor fi făcute doar 50 de disponibilizări colective. La nivelul lunii septembrie avem 3,67 rata șomajului publicată, un pic mai scăzută față de luna august 2021 și mai crescută față de septembrie 2020. În continuare așteptăm disponibilizările de la cablaje, vor veni primii 50 de persoane în luna aceasta, nu mai avem alte disponibilizări anunțate, sperăm să se mențină rata șomajului totuși la un nivel la fel ca și până acum. Agentul economic la care făcea referire George Tatomuță, directorul executiv al AJUFM Hunedoara, are mai multe puncte de lucru în județ și anunțase că va disponibiliza până în ianuarie 2022 în jur de 640 de persoane din cei peste 3.000 de angajați pe care i-are în prezent.